Mugur Isărescu este considerat de Consiliul Național pentru Studierea Arhivelor Securității colaborator al fostei securități comuniste. Săptămâna trecută, colegiul a aprobat nota prin care îi este consemnată această calitate, urmând ca în viitor Curtea de Apel să confirme sau să infirme contribuția sa în regimul de dinainte de 1989. Colegiul a aprobat nota de constatare și a dispus introducerea la secția de contencios administrativ și fiscal a Curții de Apel București a acțiunii în constatare pentru stabilirea calității de colaborator al securității pentru următoarea categorie de persoane. Articolul 3, litera Q, guvernatorul Băncii Naționale a României, președinte, vicepreședinte de bancă și membrii Consiliului de Administrație din sectorul bancar, o persoană. Se arată în comunicatul dat de către instituție după ședința de săptămâna trecută. Mai multe surse din instituție au confirmat faptul că acest punct 3 al comunicatului face referire la guvernatorul BNR Mugur Isărescu. Purtătorul de cuvânt al BNR Daniel Suciu a refuzat să comenteze informația, argumentând că este o chestiune personală a șefului său, nu una instituțională. Totodată i s-a solicitat un punct de vedere din partea guvernatorului BNR Mugur Isărescu, însă fără niciun rezultat. Acum, Curtea de Apel urmează să infirme sau să confirme informația. Nu este prima acuzație care îi se aduce lui Isărescu în acest sens. În 2017, România Liberă a dezvăluit că Isărescu ar fi colaborat cu securitatea sub numele de cod Manole. În investigația publicată de România Liberă au fost prezentate mai multe dovezi potrivit cărora actualul guvernator BNR ar fi spionat diplomați străini, în special americani și britanici. De asemenea, și colegii lui Mugur Isărescu de la Institutul de Economie Mondială apăreau în notele informative ale lui Manole. La acel moment, Curtea de Apel nu avea posibilitatea să verifice informația, însă Parlamentul a modificat legea în acest sens. Mugur Isărescu este guvernatorul de bancă centrală cu cea mai mare vechime în funcție la nivel mondial. El a devenit guvernator al BNR în 1990, după niciun an de la Revoluție, când avea 41 de ani. Și analizăm acest subiect alături de Ramona Ursu de la ziare.com, jurnalista care a solicitat CNSA să verificarea relației lui Mugur Isărescu cu fosta securitate. Bună ziua! Bună ziua! Ma Ursu, ce mai știți despre demersul celor de la CNSA? Ați primit până acum un răspuns de la Consiliu? Eu am făcut solicitarea în septembrie anul trecut, înainte de mine, din ceea ce citisem public, făcute și domnul avocat Ipera, aceeași cerere către CNSA de verificarea șefului BNR. Am primit o corespondență minimală de la CNSA, am avut o corespondență minimală cu ei și anume n-au răspuns că n-au înregistrat solicitarea, că urmează să înceapă verificările, n-au dat tot felul de date referitoare la verificările pe care le dăduse până la data respectivă CNSA și anume că domnul Mugur Isărescu nu se afla între persoanele, adică fusese verificat dacă se constatase până atunci vreo colaborare cu securitatea. O altă altfel de informații nu am primit, doar mi s-a spus că pe măsură ce vor exista alte date în urma verificărilor, bineînțeles, conform legii, urmează să fiu anunțată. Nu am primit, am aflat întâmplător prin sursele mele de săptămâna trecută faptul că membrii colegiului CNSA au votat să trimită acest dosar în instanță la Curtea de Apel București. Ulterior am găsit un comunicat postat pe site-ul CNSA, pe care l-ați citat și dumneavoastră un pic mai devreme. Ce știți mai exact despre statutul pe care l-a avut Mugur Isărescu în fosta securitate comunistă? Nu știm foarte multe. Presa a dezvăluit în urmă cu 3 ani că în România Liberă că era vorba despre sursa Manolo. Cam asta este tot ce putem ști. Eu nu am văzut alte documente în arhiva CNSA față de ceea ce s-a publicat. Sperăm însă ca, odată cu trimiterea în instanță acestui dosar, să avem și acces la alte documente, dacă există documente suplimentare față de ceea ce știm până acum. Domnul Ursu, ce consecințe ar putea avea o eventuală decizie a Curții de Apel privind încadrarea lui Mugur Isărescu ca a fost colaborator pentru acesta? Dacă va rămâne o sentință definitivă, să spunem, de colaborare a domnului Isărescu, bineînțeles, conform legii, urmează să-și piardă mandatul la Banca Națională a României ca o chestie valabilă pentru o categorie largă de persoane angajate în sistemul public. Tocmai de aceea legea și prevede faptul că trebuie verificate aceste
mă rog, anumite categorii de persoane, astfel încât să existe și consecințe. Însă deocamdată vorbim doar despre poziția CNSAS, adică între ghilimele un rechizitor, spunem așa, comparativ, trimis în instanță și vom vedea mai departe decizia definitivă sau pe parcurs vom vedea deciziile magistraților. Așa este și voiam să vă întreb, pornind de la presupoziția că este o acuzație gravă care îl poate costa funcția așadar pe Mugur Isărescu, ați primit o reacție din partea domniei sale până în aceste momente? Nu am primit o reacție, noi am solicitat aseară prin purtătorul de cuvânt al BNR, pe care l-am contactat, referitor la această poveste, din a lui ne-a spus că nu vrea să ofere declarații referitoare la acest subiect, motivând ceea ce am și scris, de fapt, că nu este o chestiune care ține de instituție, ci este o chestiune personală a șefului său. Am solicitat apoi să fim puși în legătură cu domnul Isărescu sau să primim o reacție din partea dumneavoastră spunând că suntem că documentăm acest subiect, bineînțeles, pentru că altfel nu avem nevoie de reacții. Nu am primit nici până în momentul acesta un fel de comentariu față de ceea ce am scris în articolul de aseară. Da, mulțumim tare mult pentru aceste explicații, doamna Ramona Urs, jurnalistă ziare.com. Așteptăm și noi o replică din partea domnului.